E o zicală frumoasă pe care noi românii o avem, care comprimat și condensat spune un lucru, cred, important și mare. Omul cât trăiește, ce face? Învață. Adevărul este că noi în permanență, în mod perpetu, suntem într-un fel de școală, haide să o numim școala vieții. Am avut și un coleg de facultate care a predicat duminica trecută la noi, fratele Emi, care ți că a compus o poezie, școala vieții. Uh, Mi-aduc aminte uh, de prima strofă, mă rog, primele două fraze, sau ceva în genul. Și era ceva în genul pe care, su, care sună în felul următor. E o școală în care înveți dân cu capul de pereți. Școala vieții, atâta țin o minte din ea. Pentru mine a fost suficient. Și îmi dau seama că în această scurtă expresie conține un mare adevăr. Omul cât trăiește în viață și Dragii mei, lucrul acesta este cred o mare realitate. Acum, când vine vorba despre a învăța, oamenii se împart cred în cel puțin trei categorii. Există o categorie de oameni care înțeleg că au în fiecare zi ceva de învățat. Oameni care înțeleg că n-ai voie să te plafonezi și că în fiecare zi sunt lucruri pe care e necesar să le adaugi la cunoașterea ta, la practica ta, la experiența ta. Și. Această, dacă vreți, în acest upgrade periodic, este singurul antidot împotriva plafonării. Lucrul acesta, de exemplu, îl găsesc foarte frumos, sublim, descris în viața lui Pavel. Viața lui Pavel, dragii mei, este o epistolă scrisă. Și ceea ce cred că am imitit în biserică, pe mine unul m-a impresionat, m-a marcat puternic momentul în care am înțeles că Pavel, probabil în ultimele săptămâni de viață, când scrie 2 Timotei, mai ales acolo, în capitolul, în capitolul uh, uh, 5, spune la un moment dat uh, Apostolul Pavel, uh, m-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cu una neprihănirii. Și foarte interesant, dragii mei, că asta este ultima epistolă cronologic scrisă de Pavel. Și textele acestea și cuvintele acestea sunt, înainte de moarte, repet, câteva săptămâni, maxim poate două, trei luni de zile. Și cu toate acestea, Pavel îi cere lui Timotei să treacă pe la troa, pe la carp, un frate, și să-i aducă ce. Și se aducă niște cărți. Mai ales cele de piele, care erau probabil conțineau uh, uh, Sfânta Scriptură. Asta să mă gândesc ca uh, frate Pavel, tu care le ai știu pe toate, tu, care ai avut o călătorie până în al treilea cer, tu, care ai văzut lucruri pe care altcineva nu le-a văzut. Din toată generația ta. Ce mai ai de învățat? Tu mai ai chef de Biblie când mai ai câteva săptămâni de zile? Tu care ai predicat Evanghelia, tu care știi, ai ajuns la un nivel de cunoaștere. Petru admite că Pavel în, în scriere lui a ajuns la un nivel greu de calat. Și unii pentru că nu înțeleg le răstălmăcesc ceea ce scrie Pavel. Acest Pavel, dragii mei, care ajunge pe un Everest al credinței, spune, știi ceva, în ultimele săptămâni de viață mai am de citit. În fiecare zi e ceva ce trebuie să descopăr. Pentru că, dragii mei, există o categorie de oameni care înțeleg că trebuie să înveți în permanență. Că dacă ai citit Biblia de 20 de ori, trebuie să o citești la 21 oară. Că dacă ai citit Psalmul 23 de 100 de ori, trebuie să-l citești încă de 100 de ori. Și știți de ce? Pentru că în fiecare explorare în Scriptură există ceva nou pe care îl descoperi. Vă îndemn în numele Lui Iisus Hristos, nu vă plafonați. Pentru că în fiecare zi, dragii mei, și dacă ai probabil că e ultima ta zi, ar trebui să te determine ceea ce vă la Pavel. Să stau aproape de scriptură, pentru că în fiecare zi Dumnezeu are ceva să-mi vorbească. Bun, există oameni care înțeleg că trebuie să învețe în permanență, pentru că este antidotul împotriva plafonorii. Există o a doua categorie de oameni, mai apoi, dragii mei, sunt oameni care uh, nu cred că mai au ceva de învățat și cred că le știu pe toate. Dacă vreți, din punctul meu de vedere, e definiția prin excelența prostiei. Oamenii aceștia care au impresia că le știu pe toate și că nu mai au nimic de învățat. Domnul, eu la 40 de ani le știu pe toate. La experiența mea pe mine să nu mă mai învețe nimeni. Ascultă-mă ce spun. Și la 40, și la 20, și după un doctorat, și după un masterat în teologie, și după o școală a vieții de 80 de ani, încă mai e de învățat ceva în fiecare zi. Pentru că dacă, ascultă-mă ce spun, când ai impresia că le știi pe toate, dăm voie să spun că nu știi nimic. Există oameni spunând o dată care cred că nu mai au domenii. Păi ăștia n-ai cum să înveți. Ei știu toată, eu citiu toată Biblia, dar eu știu despre tot ce e vorba. Ăștia -s, uh, și unui dialog. N-ai ce vorbi cu ei, pentru că e domne de știu pe toate. Nu mai vorbesc că își dau cu părerea în fel și fel de domenii. Nu vreau să mă aduc aminte de perioada până care am trecut cu vaccinul și cu de toate astea. Cum dintr-o dată să mă ierte Dumnezeu, oameni care nu știu compoziția chimică a apei, știau ce conține un vaccin. Și spuneau ei, domne, cum în laboratoarele nu știu care știu ce conține. În fine. Oameni, oameni, care, repet, care cred că le știu pe toate, dar nu știu nimic. Și există mai apoi, dacă vreți, din punctul acesta al învățării, există o treia categorie de oameni. Și această treia categorie de oameni, dragii mei, sunt oamenii care au fost în proximitatea unor oameni, au văzut niște lucruri în viața lor și nu au învățat. Noi, noi românii zicem bine că e mai bine să înveți din ce? Din greșelile cui? Ale altora. Și există oameni, ascultați-mă, uneori Dumnezeu ne așează în anumite cadre, în îngăduie să stăm în anumite contexte și să, să vedem cu ochii noștri niște lucruri. De aceea Biblia ne spune, de exemplu, să privim cu atenție la sfârșitul felului de vezire a unor oameni și să înveți ceva de acolo. Dar uneori, vedeți dumneavoastră, putem să fim în proximitatea unor evenimente și a unor oameni care merg pe o direcție greșită și vedem ce consecințe sunt și nu învățăm nimic. Și nu învățăm nimic din greșelile altora. Un caz celebr în direcția aceasta este cel al lui Belșațar, care nu învață nimic din greșeala tatălui său nebucanețar. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Daniel, capitolul 6, cu 20, dar când i s-a îngânfat inima, i s-a împetrit Duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui din părătesc, a fost despuiat de slava lui, a fost izgonit din mijlocul copilor, inima i s-a făcut ca afiarilor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca boii, trupul i-a fost dat de roa cerului până când a recunoscut că Dumnezeu cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. E vorba despre nebucanețar. Dar tu, zice acolo Dumnezeu, spune Daniel, Dumnezeu prin Daniel, dar tu, Belșațar, fiul lui, ce ai făcut? Nu ți-ai smerit inima, măcar ca ai știut toate aceste lucruri. Fiul repetă aceeași greșeală ca și tatăl. Pentru că Există oameni care înțeleg că trebuie să înveți în fiecare zi. Există oameni care cred că nu mai au nimic de învățat, că ei le știu pe toate. Și există oameni care nu învață nimic din greșelile altora. Acum, dragii mei, pentru că e vorba despre a învăța anumite lucruri, deși suntem în vacanță și când vorbești de învățare, știu că vacanța e o perioadă cam nepotrivită, te gândești în felul ăsta. Dar vreau în această zi să vedeți că Dumnezeu face un lucru interesant. Dumnezeu îl ia pe un general. Naman, dragii mei, era conducătorul oaștei împăratului Siriei, adică gradul de general cu 5 stele. Nu știu câte, 20 în fine. Trebuie să mă uit la domnul Când să învăț ceva din la ustași în slujba țării. Bun. E un general, ăsta are biruință din biruință, îi plin de victorie, îi decorat, că nu mai are haine de lungi unde se mai pună câte o decorație. Dar au câștigat toate bătălie posibile. Și cu toate acestea, dragii mei, la un moment dat Dumnezeu, pentru că e suveran, dar pentru că iubește și generalii, iubește și soldații, iubește și civilii, iubește și păi, mă rog, gradați și ascunși și acoperiți și descoperiți. România e plină de state și paralele și reale, în fine. Dumnezeu iubește pe toți. Asta vreau să înțelegem. Și Dumnezeu face un lucru. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu le-a pe generalul ăsta, pe Naman, el probabil că preda la un moment dat la experiența lui, la catedra de strategii politice și militare. Dumnezeu le a de la catedra asta și spune, Naman, trebuie să te învăț niște lucruri. Și lucrurile acestea nu o să le înveți la West Point, la Marea Academie Militară, lucrurile astea nu o să le înveți pe câmpul de luptă. Eu, Dumnezeu, vreau să te învăț pe tine, Dita mai generalul. Vreau să te văd niște lecții în școala credinței. Am intitulat gândurile mele din, din această dimineață Un general în școala lui Dumnezeu. Un general în școala lui Dumnezeu, recunosc că m-a inspirat panourile unostas în șosba dar uh, un general în școala lui Dumnezeu. Și vreau să vorbesc despre niște lecții pe care Naman, acest general de succes, a trebuit să le învețe și noi trebuie să le învățăm. Prima lecție pe care a trebuit să o învețe, dragii mei, uh, în această școală a lui Dumnezeu, sau dacă vreți, numiți-o și școala vieții, pentru că Dumnezeu ne ne predă în școala aceasta. A fost lecția limitelor. E o lecție pe care orice om trebuie să o învețe în viață. O lecție numită lecția limitelor. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul întâi în felul următor: Naman, căpetenia împăratului Siriei, o știri Siriei avea trecere înaintea stăpânului său și în mare vază, căci prin el Dumnezeu izbăvise pe sirieni. Dar dar omul acesta tare și vitează, Wow. Cum e? Bubos. Suferea de cea mai groznică bolă pe care un om putea să o aibă în vremea aceea. Lepra. Știți foarte bine, ați auzit predici despre leproși și despre condiția lor, despre statutul lor, că trebuiau să fie la un moment dat dați afară din societate, puși la margine, ca nu cumva să îi infecteze și pe alții, ca nu cumva să... Oamenii ăștia erau dați la o margine. Gândiți-vă, succes după succes, biruință după biruință, victorie după victorie, decorație după decorație și dintr-o dată, lepros. Dar omul acesta tare și viteaz, avea o problemă. E lepros. Și dintr-o dată, dragii mei, omul acesta, știți, avem noi expresie luată de la american, sky is the limit. Ăștia ai noștri care îți virusați de generația asta, TikTok, poți să vezi orice, poți să ajungi, poți să fii cineva, tu poți să fii cineva și să predic asta pe toate canalele de socializare, vei fi, tu visează, visează mult, vei fi, vei ajunge, da? Imaginați-vă că probabil Naman o și el pe valul ăsta de euforie. Bă, poți să fac orice, bat pe oricine, stare, succes. Și dintr-o dată te, te lovești de o boală care îți limitează toate opțiunile. Și Naman trebuie să învețe, ca și noi de foarte multe ori în viață, dragii mei, această lecție a limitelor. Ce ne învață lecția limitelor pe noi, dragii mei? Că orice om are problemă. Orice om, dragii mei, are probleme în viață. Și vreau să înțelegeți acest aspect. Și vreau să o rețineți. Orice învingător într-un domeniu este un învins într-un alt domeniu. Orice om care e puternic într-un domeniu are mari vulnerabilități într-un alt domeniu. Oameni, ascultați-mă, care al minte, uneori sunt foarte puternici în exterior, sunt foarte slabi în familia lor. Oameni de succes în exterior sunt falimentari la nivel de familie. Sau viceversa. Orice om, dragime, are probleme. Eu asta învăț în această uh, școală a lui, pe care Dumnezeu îl aduce pe Naman și în care trebuie să ne aducă și pe noi asta și să înțelegem niște lucruri. Slăbiciunea, dragime, este comună tuturor oamenilor, chiar dacă unii le știu masca, chiar dacă uneori rănile, Naman și le mai ascuns, lepra, dar la un moment dat nu mai poți face asta. Slăbiciunea este comună tuturor oamenilor. Vedeți, dumneavoastră, de foarte multe ori noi privim cu naivitate și credem doar ce vedem în exterior. Am stat să mă gândesc probabil la această superbă familie patriarhală pe care Dumnezeu o îngăduie pe acest pământ din care se nasc mai apoi generații întregi poporul evreu și anume familia lui Isaac și al lui Rebecca. Am stat să mă gândesc cam cum era privită familia asta din exterior. Știți cum era privită? Familia perfectă. Îmi imaginez el las pe la cor, mă, și ce fain să înțelegă ăștia, și ce binecuvântat Dumnezeu, bă, și-a spocăit, mă lovu pe Avram, acum Isaac, uite-te, bă, ăștia nu i-au certându-l să Nu aveau termopan pe vremea aia, probabil, da. Și dintr-o dată, știți ce e frumos în Scriptură? Am... Iubesc Biblia, pentru că Biblia, dragii mei, ne prezintă adevărul așa cum este, nefardat. Dumnezeu ne arată cât era de frumoasă familia asta, cât e de binecuvântată, cât de mulți bani aveau în cont, cât de mari biruințe aveau. Ne arată că din interior mari probleme, de fapt. Că în orice familie sunt probleme. Că în orice biserică sunt probleme. Că în orice societate sunt probleme. Și ne arată că de fapt acolo e o mare problemă că ăștia au doi gemeni care unul e mama, unul e lui tata și după aia încep un conflict. Dumneavoastră știți mai departe toată povestea. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, toți oamenii au probleme. Și patriarhii au probleme. Și pentecostalii au probleme. Și baptiștii au probleme. Ortodoxi, toți avem probleme în viață. Asta e lecția limitelor. Dar, dragii mei, în această lecție a limitelor pe care vreau să o învățăm astăzi, să o reiterăm, este că există anumite probleme care te depășesc în viață. Unele le poți rezolva, dar există probleme care te depășesc în viață. Există probleme care te depășesc în viață. Victorie după victorie obține Naman. Biruitor, toată ziua cântat biruitor. Din biruință în biruință. Toată lumea spune, ești cel mai tare, ești cel mai grozav, ești numărul, ești number one, ne bazăm pe tine. Domnule, dacă e Naman în frunte armatei, biurim din start. Și cu toate acestea, Naman într-o zi începe să constate că are o problemă medicală și că toate victoriile lui, ascultați-mă, nu mai au nicio importanță. Pentru că există probleme în viață care te depășesc chiar și pe tine cu toată înțelepciunea, cu toată experiența, cu toată Biblia pe care o cunoști, cu toată viața poate frumoasă pe care o ai. Ascultă-mă ce spun. Există probleme care te depășesc. Și aceste probleme, dragii mei, sunt greu de digerat. Îmi -im imaginez la un moment dat pe David, spune cuvântul lui Dumnezeu că David, deci numai biruință după biruințare. David, în momentul în care se cobora pe un câmp de luptă, dragii mei, se întâmpla ceva extra, o emulație, nu doar spirituală, ci și relațională. Oamenii luptau împreună cu David, David și-a câștigat un renume de un om care nu pierde bătălii. Și dintr-o dată spune cuvântul lui Dumnezeu că se, se răscoală împotriva lui cine? Fiul său, Absalom. Și în momentul în care se răscoală fiul său, Absalom, David spune ceva ce niciodată până atunci nu a zis pe câmpul de luptă. Știți ce a zis? În 2 Samuel 15 cu 13, când a venit cineva și a dat de știre lui David și a zis, inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom. Și David a zis tuturor slujitorilor lui care erau cu la Ierusalim, băieți, cum am bătut până acum, batem mai departe. Nu. Ăsta e punctul în care David dă înapoi. Și auziți ce spune? Și David a zis tuturor slujitorilor care erau cu la Ierusalim, sculați-vă să fugim. Niciodată până atunci David n-a folosit cuvântul să fugim. Goliat la luptă. Cine? Filistenii? Mă să ne batem. Cine? Absalom? Să fugim. Există câmpuri de luptă în viață de pe care unii o ascultă, unor vei fugi. Pentru că există probleme care te depășesc. Sculați-vă să fugim, căci nu vom scăpa dinainte lui Absalom. Și asta spune un om care niciodată n-a fugit de pe câmpul de luptă. De ce? Pentru că există probleme care te depășesc. Naman, care nu pierde nicio luptă, pierde lupta cu boala. Pentru că există limite în viață, dragii mei, pe care vreau să înțelegem. Nu le putem duce. Nu le putem obține viruința. Există o limită, ascultă-mă, până unde funcționează puterea ta, banii tăi, relațiile tale, dibăcia ta, strategia ta. Există o limită. M-am întâlnit cu ceva timp în urmă cu un tată. Avea un copil bolnav de leucemie și mi-a zis așa, frate Dorel, tot ce, pe tot ce am pus mâna în viață am reușit. Am reușit să fac un business, am reușit să... Dom'le, tot ce mi-am propus, m-am ambiționat, tot ce mi-am propus, am reușit în viață. A zis, efectiv stau și mă uit la copilul meu. Mă duc la spital, îl vizitez și mă simt... A zis, ce și spus? Pentru prima dată în viața mea mă simt atât de neputincios ce mă frustrează cel mai tare este că nu pot să fac nimic. Sunt omul acțiunii, sunt omul care nu mă lasă, sunt omul care mă duc dacă trebuie până la capătul lumii. Dar stau și mă uit în ochii copilului meu de 12 ani. Și în ochii lui mă văd pe mine, reflectează imaginea mea și văd neputința. Sunt lucruri care te depășesc. Un general în școala lui Dumnezeu învață lecția limitelor. O altă lecție pe care o învață Naman, în dragii mei, în școala lui Dumnezeu și trebuie să o învățăm și noi, este lecția ascultării. În școala lui Dumnezeu, orice om, și generalii, și repetenții, și corigenții, și românii, și americanii, și oricine, în școala lui Dumnezeu, dragii mei, va trebui să învățăm mai apoi lecția ascultării. Unul dintre cele mai grele lucruri pe care pot să-i cer cuiva în viață este să asculte. Și asta nu o spun din experimentele cu alții, mă refer la propria mea viață. Dacă există un lucru, dragii mei, care de foarte multe ori mi este greu să-l pun în practică, este să ascult. Acum, gândiți-vă puțin la Naman. ce e omul ăsta? Cu ce se ocupă? E general. Ăsta... Probabil că unele de aici sunt căsătoriți cu generali. Știți ce înseamnă soțul la post de general? face asta, face asta, face asta asta e listă pe zodias. să nu cumva să nu le am înțeles să trăiți copii patul făcut, ați înțeles să trăiți există într-adevăr și nu știu dacă e cuvântul generalese eu le numesc faraone pe astea ele și îți dai seama imediat, a intrat în trei minute ai știut cine conduce din priviri. El nu trebuie să spună cuvânt. Au o abilitate extraordinară. Dar vreau să vă spun acum că ești faraonă, că ești general, că tu îi conduci, că tu mâni și că adun lucrurile în viață. Hai să spun ceva. Există un moment în viață când Dumnezeu te aduce în școala Lui. Tu care știi să dai sfaturi, domne, tu nici nu, ăla nici nu spune cel doare că deja tu dai n-ai făcut o zi de medicină, dar tu știi cel doare, ia din aia, ia din aia, lasă tu păi, mie, conspirația, Hexi Pharma, ăștia, oculta mondială, Big Pharma, nu, ăștia vor, să nu cumpăra din la că știu, asculte, mă, du-te acolo și... Nici n-a pus să zici ceva că ăștia au răspuns la orice. Nu fiți atenți. Cel mai greu lucru în viață este să taci și să asculți. Naman și ce făcea? Ascultați aici. Vă duceți acolo, puneți tabără acolo, campați acolo, pregătiți unghiul ăla, puneți arbaleta, să trăiți. Nu, acum imaginați-vă că ăsta 12 ore pe zi mergea probabil pe linia frontului și toată lumea, să trăiți. Și când apare în aman acasă, să? Că ăsta e general și acasă. Credem, mai puțin să vedeți. Și ce e mai greu? Când ești obișnuit în viață să dai sfaturi, să dai lecții altora, știți ce e mai greu? să trebuiască să asculți. Naman are un defect profesional, ăsta e general. Generalii dau lecții, dau sfaturi. Generalii ce spun să să facă la milimetru. Nu există, nu comentezi, să trăiți, execut. Permite să raportezi. Și vine o zi, ascultați-mă, când Naman trebuie să asculte. De aceea vreau să vă spun că în această lecție ascultării predată în școala lui Dumnezeu, trebuie să înveți să primești sfatul, nu doar să dai. Învață să primești sfatul, nu doar să dai. Știți de ce nu trebuie să asculte Naman prima dată? De șefă. De nevastă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că o veni nevasta lui Naman la el și o zis, ascultă aici. Avem la noi aici în casă pe o pe care tu ai luat o prizonieră de război. E fată de treabă. Hai să spun ce mi-au zis. Ce? Mi-au zis că la ea în țară, îi un proroc, bă, ăsta cu dașa mine. Serios? Mm, bun. Fiți atenți. Naman zice Cuvântul lui Dumnezeu că se duce la cine? L-am părat. Fi binecuvântat, Naman, ce facem cu frontul ăla? Ne bate masă? nu mai puțin. Am venit cu o problemă personală. Uh, păi, uite ce mă zice nevastă mea. mi a zis, -me. zis că la noi în casă este ce? Eu slujbă, o, o, avem noi o roabă evreică care ne-a zis așa, uh, ne dar m-a trimis nevasta și a zis să, uh, ce să fac? Dumneavoastră înțelegeți cât de greu unii pentru oamenii ăștia care tot timpul dau lecție la alții să trebuiască să tacă și să asculte? Și ce face Dumnezeu că te iubește? Îți închide gura ca să-ți deschidă ce? Urechile. Îți spun un lucru, Uneori Dumnezeu te strânge atât de mult în presa Lui, ajungi într-o situație atât de disperată, încât o, o să fii dispus să ascuzi de oricine. La un moment dat, naman, ascultați-mă, o trebuie să asculte de ce de o fată, de o tânără evreică luată prizonieră? Da, zice, la noi un proroc în țară, du că Domnul te va vindeca. Și să te duci înainte, o să spui nevasta și o fică din, uite, de o roabă de la evrei, mi a zis să, că, aș putea, că ar putea să, o sclavă, mi a zis... Nu, no, duci o să Domnul cu tine. Nu-i ușor, ascultați-mă, să, să, te desprinzi de haina asta de jurnal și să trebuiască să asculți. Mai apoi, uitați-vă de cine mai trebuie să asculte faraon să asculte acest naman. Ascultă de nevastă, ascultă de roaba aceea din casa lor. Trebuie să-i asculte pe slujitorii lui. Zice Biblia că s-a dus la poarta lui Elisei, a așteptat să vină Elisei, Elisei nu a venit de trimis vorbă, o zis, bă, du-te, de șapte ori în Iordan. Și zice Biblia că în momentul în care uh, Naman s-a enervat, el a venit cu daruri, a venit pregătit cu Dita mai Alai, a venit cu Facebook-ul live, transmise, să vadă cum va fi vindecare. Și o mă așteptam de ce să vină. S-a enervat așa, la nerv. Și spune Biblia că nervos, nervos, gata, plecăm, nu mai, m-am enervat. Și ce Biblie venit Cine? Slujitorii lui. Stăpâne. Mă dacă-și era ceva greu. Nu ascultai. Pa da. Hai, acum ascultă-l. Și Naman, în încă o dată, trebuie să asculte de cine? De ai care sunt mai jos decât el. Pentru că ascultă-mă ce spun. Dacă nu asculti, fără ascultare nu există vinde, Nu există vindecare. Fără ascultare nu există vindecare. Dar ascultă-mă. Când e vorba de ascultare, trebuie să asculți fatul în întregime care ți se dă. În ce e din urmă, zice, ok, ce o să fac? Să mă duc în, în, râul Iordan, să mă scal de șapte ori. No, bun, imaginați-vă că uh, Naman, zice cuvântul lui Dumnezeu, vă dați seama cu ce credință s-a dus acolo. Bă, dar serios, dar nu se poate, mă, dar avem noi râuri acolo în, în Damasc, Abana și Parpar, în Siria, mult mai curate. Păi aici, în băltoaca asta, bă, du-te, o zi să te duci, dute te de câte ori? De șapte ori. Și vi-l imaginați, dragii mei, pe Naman care, care spune Biblia că se cufundă dată, se ridică, na amă, ce să vină nimic. Se cufundă a doua oră și spune, pierdere de vreme. Se cufundă a treia oră și se ridică, nimic, lepros. A patra oră, a cincea oră, a șase oră și -o -o, bă, serios, acum asta e ridicol. Probabil că au avut tentația ca și noi de multe ori, de câte ori au Domnul să facă asta, zic, dar nu Doamne, eu am făcut de trei ori, gata, eu am postit, m-am rugat o săptămână, nu se să întâmplă nimic, asta e, nu, și spune cuvântul lui Dumnezeu, ascultați, că Naman, dragii mei, face de șapte ore, exact cum o cere Dumnezeu. Când Dumnezeu îți vorbește ceva specific, ascultă specific pe Dumnezeu. Nu asculta parțial, pentru că ascultarea parțială te scutește, te privează de binecuvântarea lui Dumnezeu. Naman, dragii mei, eu nu cred că a avut mare credință, era nervos, era supărat, s-a simțit umilit, gradele lui. Nimeni nu mai dădea doi bani pe el în țara aceea. Și auziți, ce Biblia că s-a cufundat a, a șapte ori în apa Iordanului și când s-a ridicat carnea lui, spune Biblia că s-a vindecat pe loc. Și dintr-o dată s-a văzut că e vindecat. Dar și ceva, să vă spun ceva. Noi trebuie, dragii mei, în lecția asta ascultării, ascultă tot ce vorbește Dumnezeu. Nu asculta parțial, nu ascultat doar ce vrei tu. Eu am văzut un fenomen interesant. Noi, dragii mei, ca Biserică Pentecostală, noi credem, iubim, afirmăm, promovăm lucrarea Duhului Sfânt. Și noi credem că Dumnezeu este suveran și credem că Dumnezeu vorbește uneori într-un mod circumstanțial, alteori într-un mod excepțional. Credem că Dumnezeu, dragii mei, uneori poate vorbi profetic. Amin? Amin. Și ascultați-mă, de foarte multe ori noi când avem o prorocie, noi știți ce facem? Spune, vine cineva, un om trimis de Dumnezeu, așa vorbește Domnul, te voi binecuvânta, voi fi cu tine, voi da, haleluia, tu gata, dar fii atent, trebuie să faci asta, asta, asta. Ce, ce se întâmplă? Noi, noi, ignorăm partea aia cu trebuie să mai ascult. Aleluia, mi-a promis Domnul, mă Mi-a promis Domnul că ești din faliment. Și tu ești tot în faliment, de ce? Pentru că ai tot luat în brață numai promisiunea, dar n-ai ascultat ce? Prescripția. Sfaturile, detaliile. Spune cuvântul lui Dumnezeu un caz clasic. Zice Biblia că se strica lumea la începutul umanității, Noe e acolo, singur el cu familia lui Pocăiți, și a zis Dumnezeu, Noe, pământul ăsta va fi nimicit, ascultă aici. Geneza 6 cu 14, Făți o corabie din lemn de gofer sau de chiparos, corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe, fii atent, ăsta e proiectul, da? Fii atent, să ții cont de asta. Corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe, să o te încuiești cu zumală pe dinăuntru și pe din afară și iată cum să o faci. Corabia să aibă cât? Pune metru, 300 de coți în lungime, 50 de coți în înlățime, 30 de coți în înălțime. Dar atenție, să faci corabie și o fereastră, sus, lată de un cot, ușa să o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămăr jos, altul la mijloc și altul sus, deci pe trei nivele. Așa, zice Biblia, a și făcut noie, a făcut ce? tot ce-i poruncise Domnul ce a făcut? tot noi îl ascultă pe Dumnezeu până în ultimul detaliu Doamne, cât ai zis? 300? 300, îmi imaginez când era, în... era un român pe lângă noi pe acolo, pe noi 300, mergem în 260 mă, nu mă coziți te... harul Domnului hai hai mă, 260 cât o zis înălțime? 30. Merge mă de 25. Noi evreu și un român pe lângă un evreu. Merge și așa, mă. Ar... Ascultă-mă, dar mai trebuie acum și fereastră. Dar dacă vine ploaie deasupra și plouă și... Mă, auzit domnul că trebuie și fereastră. De era un român, domnul ales un evreu. Eu așa cred pe linia asta. Eu așa consider pe noi că a fost evreu. Părerea mea, eu așa cred. Chiar dacă știu că poporul evreu avare prin avam, eu cred că a fost evreu. Sau neamț, mă rog. Genetic, trebuie să vedem exact. Nu cred că o folatin. Că la noi merge așa-așa. De n-ascultam noi, ascultați-mă, 300 de coți, 3 etaje, Vă oameni buni, nu să realizați că poate noi astăzi nu mâncăm steak de vită? Că nu pe acolo. Nu aveam curcane de ziua recunoștinței. Că nu mai încăpea. Unde să-i baci? Las că merge și așa. Mor o de foame, că trebuie să le pun acolo, nu trezi, Biblia și de toate tale. Știți de ce? Câte vreme nu-l pe Dumnezeu în detaliu, nu va fi binecuvântare. Ce învață Naman? Ascultă-l pe Dumnezeu. Lecția ascultării, dar ascultă-mă. Nu numai să dai sfaturi, să și primești. Și apoi, ascultă tot, de șapte ori, de șapte ori. Dacă Naman să scălda de șase ori și nu să scălda șapte ori, vreau să vă spun ceva nu era vindecat. Amin? În școala lui Dumnezeu, în școala lui Dumnezeu, mai apoi, un în general învață următorul lucru, lecția renunțării, lecția ascultării, lecția limitelor, trei, lecția renunțării. Să renunți, ascultăm la pretenții. Dacă vrei ca Dumnezeu să intervină în viața ta, va trebui să renunți la anumite pretenții. Noi avem o vorbă și sărac și cu Știți asta? Și, bă, și sărac și cu pretenții. No, acum, Naman și bolnav și cu pretenții. Eu așa aș numi capitol, subcapitolul ăsta. Și bolnav și cu pretenții. Au ajuns el acolo cu tot alaiul la poarta lui Elisei. Aștepta să vină Elisei. Și spune Biblia că Elisei zice către unul, mă, duce la ăla, la Naman și duce, spune să se scalde șapte ori și va fi vindecat. N-am timp de el, cam altceva mai important. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Naman se tulbură tare de tot. Și zice, cum adică? Pe cum adică ăsta nu o să vină să-mi facă ungerea cu un delem, nu o să fie cu joata prezbiterilor, nu o să se roage, nu o să mă pună pe genunchi, nu o să mă mărturisească înainte, nu o să facă asta? Nu! El avea pretenție, dragii mei, Naman a venit deja cu Lisa, cum să se vindece? El știa tot, numai avea nevoie de un om. Și ce trebuie să facă Naman? Trebuie să renunțe la ce? La pretențiile lui. Va trebui să renunți la pretențiile tale. Trebuie să renunți la pretenții tale, pentru că dacă nu renunți, ascultă-mă, nu va fi bine cuvântare în viața ta. Vă aduceți aminte? Am avut un ciclu de ce nu de mult, despre Naomi, Ruth, despre, despre plecarea lor în Moab, din cartea Ruth, acele lecții mari dintr-o carte mică. Vă aduceți aminte de episodul în care uh, Ruth spune Biblia și cu Naomi se întorc unde? La Bethlehem. Când? La începutul seceratului orzului și zice Naomi, și acum Domnul mă duce înapoi, cum? Cu mână, cum în acum? goală. Cum rămâne la tine după vacanță? După cumpărături, după Black Friday, goală. Dar e tot ea zice, la plecare cum eram? În Belșug. Și acum Domnul mă duce cu mâna goală. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că auziți, Naomi și Curut trebuie să înțeleagă, ok, noi nu mai suntem ce am fost. Am fost miliardar, dar acum suntem falimentari. Dacă nu ne ducem să luăm, să culegem mâncarea săracilor, ne murim de foame. Cu alte cuvinte, trebuie să renunțe la ce? La pretenții. Și când renunță la pretenții, ascultați-mă, Dumnezeu intervine în viața lor și intră înapoi într-un plan extraordinar de binecuvântare. Și de mai să știți, mai apoi întâlnirea cu, bo, cu Boaz și tot ce s-a întâmplat. Naman a trebuit să renunțe la pretențiile de general. A trebuit să se plece și să asculte și să aibă atitudine, știți de care? De rob. Nu vi se pare interesant? Asta e superb. Și cum au apărut? general la poarta lui Elisei. Știți cum se întoarce de la Iordan vindecat? Știți cum îi se adresează? Robul tău, lui Elisei. Nume general, zice, îți robul tău. Pentru că omul ăsta renunță, dragii mei, la, la, la pretenții. Știți numai ce la, la renunță? La preconcepții. Trebuie să renunți. o lecție în care trebuie să renunți. La preconcepții. Omul ăsta trebuie să renunțe la preconcepțiile despre cum va trebui să-l vindece pe el Dumnezeu, cum va trebui. Eu credeam că va chema numele Domnului Dumnezeului, că va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. El avea un ghid de vindecare, el a venit cu preconcepțiile lui. Dumnezeu spune, ascultă aici, când vine vorba de intervenția mea, tu nu vii la mine cu planul. Asta este problema lui Dumnezeu. Renunță la preconcepțiile tale. Știți cât de greu este, dragii mei? Știți de, ce? de foarte multe ori nu vine trezirea într-o comunitate. De foarte multe ori Dumnezeu nu intervine în viața noastră pentru că noi avem preconcepții. Pentru că noi spunem Dumnezeu, așa trebuie să lucrezi. Noi spunem Dumnezeu, așa trebuie să fie. Frate, la noi, la noi, așa lucrează Domnul. Nu poate lucra altfel. În anii 90, cred că v-am mai fost în biserică, apropo de asta, de preconcepții, au venit în România mai mulți misionari, s-au deschis granițele țării. Și într-o zi, ascultați-mă, într-o biserică de aici, din Ardeal, de aproape de noi, dintr-un județ vecin, a venit un misionar din Belgia, un om al lui Dumnezeu, dar în anii 90. Și a venit un misionar din Belgia, când a intrat în biserică, s-au venit să raci, și au jos, că au crezut că România au zis că e foame de găs copii pentru o și au venit cu ajutoare. Nu ascultați, o venit ăsta și când a intrat în biserică, ăștia și-au socat din biserică, au zis că a venit pusirii la biserică. Cum adică să intre la noi în biserică un om cu, zis cu cioc, cu barbă la noi în biserică, mai mult de atât, avea ghiul, Doamne ferește! Comitetul acolo disperat, ce facem? Bă, dar nu-l putem primi, da mă? dar ne-au dus ajutoare, ce facem? Bă, dar asta -i, bă, e din Belgia, dar bă, noi avem reguli, la noi n-au voie, aveau și aparat de bărbirit acolo la biserică, dacă cumva... fost un caz, fac paranteză în paranteză, a fost un caz așa, fost un, pe care îl cunosc, un, un evanghelist, s-a dus la o biserică și el nu știu, tot mers, avea verighetă, era găsătorit. Și o zis, Doamne, fer, frate, dar nu se blană noi, nu poți cu verighetă. Păi zice, bun, hai să scoatem, încerca să o scoată nici. veni comitetul, veniți în coace, hai să vedem. Pac, ședință, unul ține de mână, de deget, do încercat terapie, nimic. Bă, atât l-au de deget, că s umflat degetul așa. Disperați, mai erau fără cinci, o zis, mă, eu nu trebuie să predim, nicio problemă, eu vă înțeleg, aveți principiile voastre, eu nu. Nu, mă, nu se poate că te-am anunțat, fai, dar cum facem? Și a venit unul Bă, avem leucoplas, frate. Și l-o bandajat pe ăsta al nostru. De o zis că fratele are o mică problemă, s-o dar domnul va folosi. Și s au luat tu cred la spital după aia. Imaginați-vă pe ăsta când au apărut cu cioc într-o biserică de pe șoc cultural, 90, oameni buni. Apocalipsa s-a citit la ora de rugăciune, fiara, cu capete. Și a venit omul ăla, Bine că nu înțeles, nu i tradus fratele cam tot ce ziceau oamenii, bine au făcut. Și la un moment dat au zis, aș vrea să mă rog pentru cei bolnavi, dacă sunt aici oameni bolnavi, vreau să mă rog pentru ei. Să asta să-și pună mâinile pe mine ăsta, doamne feri. Și era un, auziți, era un bărbat în care Și au zis, aici. Și l-au venit. În numele Lui Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, proclam vindecare peste tine, ridică-te în numele Lui Iisus Hristos. În trei secunde s-a ridicat în picioare. Oameni buni, unii nici nu au intrat în biserică să te afară la geam să vadă, eu zic că nu se întinează. Când au văzut că Dumnezeu vindecă și prin asta, că face prin asta, o să pe geamuri în biserică o focurând până afară, trebuia că e cu bon de ordine, ca ei să margă să se roage pentru el. Știți de ce? Pentru că noi avem preconcepții. Noi ne hrănim cu preconcepții. Noi ești, Doamne, tu trebuie să... O veni aman. Doamne, tu faci așa, așa, eu vin cu lista. No, acum tu trebuie să spui mâna, te rogi aici, ce ce am 23, am 20, citești din Iacov, dacă cineva așa să cheme pe prezbiteri. Și Dumnezeu, nu. Te duci la Iordan. Învață să renunți la preconcepții, învață să renunți la anumite lucruri. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, știe ce face. Și vreau să închei spunându-vă că acest general în școala lui Dumnezeu mai învață o lecție frumoasă de tot, pe care o pune în practică, lecția recunoștinței. Și ce se întâmplă, spune cuvântul lui Dumnezeu, când Naman, este vindecat la Iordan. O mărți nervos, nu au crezut în chestia aia. Dar zice, cuvântul lui Dumnezeu, auziți, și ce a făcut? Zice Biblia că s-a scăldat în cei din urmă, și ascultă pe, 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 pe slujitorii lui și zice Biblia, că când s-a văzut vindecat, și ce a făcut? S-a întors înapoi unde? La poarta lui Elisei. Wow! A zis stăpâne... Hm. s-a întâmplat o minune. Dumnezeu s-a atins de mine, m a vindecat. A zis, um, te rog frumos, ascultă-mă, vreau să fiu recunoscător, am aici aurul ăsta, argintul ăsta, am hainele astea, te rog frumos, primește-le ca... ca recunoștință. Te rog să le primești. Și au zis, Naman, ascultă-mă, nu vreau. Lasă-le acolo, nicio problemă, nu e vindecarea pe bani. Vindecarea nu e pe bani, vindecarea o dă Dumnezeu. Ascultă, mai vin Aman, Domnul să fie cu tine. Ai grijă de tine. Și ce face în Aman? Se întoarce. Ce să facă? Să-și exprime recunoștința. Domnul Isus vorbește despre cei, acei leproși vindecați într-o zi. Cât s-au întors să-i mulțumească? Unu. Sunt prea puțini oameni astăzi care mai învață lecția recunoștinței. Naman se întoarce. N-are cum să uite binele care au fost făcut. Nu putea să zică ăsta și-a făcut numai datoria. Nu. Datoria mea este să mă întorc și să-i mulțumesc. E un avertisment pe care Dumnezeu îl lansează și spune, bine binecuvântează suflete pe Domnul și, și nu uita niciuna din problemele care ți le-au făcut frații. Să nu cumva să luiți 20 de ani. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Deuteronom 6 cu 12. Vezi, când vei ajunge în țară, când o să ai livezi, când o să ai pom, când o să ai case, când o să ai terase, când o să ai de toate, să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Dar mai târziu, când poporul ajunge în țara Canaan, în Osea Dumnezeu constată cu amărăciune ceva. Dar când au dat de pășune, Oseia 13 cu 6, dar când au dat de pășune, s-au săturat și când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie. De aceea? Și ce au făcut? M-au uitat. Doamne, tu la 19 ani, Doamne! Doamne, dacă m-ar admite la facultatea asta, Doamne, aș fi cel mai fericit. Doamne, ți-aș mulțumi, Doamne, și ai ajuns la facultate și ai terminat-o. Și acum ești în, ai un job bun. Și ai Doamne, dacă dacă, 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 mă angajez, Doamne, nu numai ce vorbeți, zece, Doamne, zece ani ultim, adică va fi altceva, va fi dărnicie progresivă. Îți promit, Doamne, Doamne, dacă, Doamne, dacă reușesc să mă căsătoresc Doamne, eu și casa mea vom sluji Domnului și tu cu sloganul din alea. Cât despre mine, eu și... Doamne, nu știu alții, dar eu dacă mă căsătoresc, voi sluji. No. Și eu și căsători și ai terminat facultatea și ai job bun și... Doamne, dacă prind, Doamne, dacă reușesc să-mi termin casa, dacă reușesc să mă mul la apartament, Doamne, dacă scap de chirie, Doamne, dacă casa mea va fi Casa de oaspeți! într mm -hmm. De adevăr, o casă de oaspeți, Netflix, găzduiești? din plin, telenovelele zgăzduite la tine în casă. Și spune Dumnezeu, dar când o ajuns să mânce, când s-o săturat, când îți binecuvântați, au uitat de mine. Și nici duminică nu vrea mai ai chef de biserică. Hai să vedem câte duminici sunt patru, când plecăm, hai să vedem, ne alegem de una. Mergem la cină, se rupe inima lui Dumnezeu. Îl doare pe Dumnezeu când vede un popor nerecunoscător. Oameni care uită să se mai întoarcă, să-i mulțumească lui Dumnezeu. Spune Biblia că într-o noapte un om pe nume Hașveroș nu are somn. Când a fost ultima dată, când n-ai avut somn, știi de ce? Nu că ai băut prea multă cafea și că ai mâncat prea mult și ai indigestie și că nici colebilul nu mai face efectul. Când a fost ultima noapte în care te-ai și ai zis, Doamne, nu mai pot să dorm pentru că Păi vreau să-mi aduc aminte ce mi-a făcut bine. Spune Biblia în Estera, capitolul 6, de la versetul 1, în noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă și a poruncit să aducă la el cartea care? Aducerii aminte. Cartea aducerilor aminte. Și o lua, spune Biblia, auziți, o luată Ahasveros, le-a citit înaintea împăratului și s-a găsit ce se descoperise despre Mardoheu cu privire la Bictan și Tereș. Cei doi fameni care, păzitori ebragului pragului care voi să se întindă mâna asupra împăratului și să o l moare. Împăratul a zis, ce cinse și mărire s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic. Au răspuns și ce slujeau împăratul și au zis, nu-i posibil așa ceva. Ai o carte a la minte? ai acolo o carte în care să-ți notezi, bă, nu uita să mulțumești lui Dumnezeu, nu uita să-ți exprimi recunoștința, nu uita să... Există, ai avut vreo noapte din asta să nu dor pentru că ți-ai dat seama că ai fost nerecunoscător și că, și că uh, ai luat-o anumite lucruri ca și cum ți s-ar merita de, de fapt ce ai? Că și ce ai primit, omule? Ce ai să nu fi primit și dacă l-ai primit? Și te compost ca și cum tu le-ai avea? Am fost alaltă ieri, la o evanghelizare în Jibo, pe stadion. Acolo pe teren s-a pus un cor mare și a fost o evangelizare făcută, se face în fiecare an. Și vreau să vă spun că am asistat la o scenă care m-a marcat. La un moment dat, la începutul programului, când am ajuns acolo, frații vorbeau despre cum se organizează programul. E o comunitate mixtă acolo în Jibo, român și frați români. Biserică, vă patru biserici, dar au făcut evenimentul ăsta împreună, îl fac în fiecare an. Și la un moment dat apare un comisar de poliție. oh, domnul comisar, acum cred că prostesc bine gradele, Andrei colectează, mă nu știu, să nu încurc. Uh, era, mă rog, ceva, șeful poliției pe Jibou. Și toată lumea să trăiți, uh, ăsta era generalul pe acolo, știți? Uh, au venit, au venit. și vine omul ăsta, avea o pungă așa mare, Mă, ce -o fi pe aici? Zice, bună seara. Bă, nu-i de-a noastră. nu e cu asociația polițiștilor, nu-i, noi. Uh, și vorbește cu pastorul. Zice, vreau să-mi dați 5 minute microfonul. Ăștia, uh, cum să nu? Uh, îți lucruri de comunicat, uh, dacă nu, îs în privat. Nu, zice, vreau să fac o chestie publică. m-am gândit, eu stăteam acolo și mă uitam. Bă, să vezi că ăsta îi citește pe păi, evocazia, nu știu ce, cu chestii, ce o fac aici? Are mult poate. O zis, frate Dorel, nu-l punem după predică, să nu-l punem înainte de predică. Puneți-l. Să tot uita omul ăla în sistem, în cort. Să uita așa, să uita așa. Și vorbea cu unul care a aici ai sau nu aici? Eu am pățit multe în slujire. De zic, dar, o arestare așa în direct la evanghelizare, eu știu, eu chem oamenii să se predea Domnului, dar cine știe, să-i prindă totuși. Na. Am avut multe emoții vă spun sincer. Doamne, mustră planul. <laughs> uh, se lipesc multe de mine, să știți. Am zis, Doamne, să uita, să uita și zice șeful, e aici. îi dă microfonul la... Deci, stați niște, va fi bine. E de bine. Ah. Să ridic omul ăla, bună seara, toți, bună seara, pacea Domnului. Ah. Deci vreau să vă spun ceva. Multă vreme, multă vreme am judecat comunitatea de aici, din Jibou am avut mari preconcepții, zice, față de voi, să mă iertați. Dar asta am trăit și am simțit ani de zile. Nu prea v-am iubit. Dar vreau să vă spun, zice, alaltă ieri, alaltă ieri, eram grăbit. M-am dus la bancomat și am dat să scoși 600 de lei. M am dat acolo și grăbit am luat. Doar că nu m-am uitat și am luat numai 400 de lei. Și 200 au rămas acolo. Și m-am dus, am și uitat, m-am dus la sediu, m-am dus la sediu poliției, în fine, cu almele, acolo. Deci vreau să știți ce s-a întâmplat. O oră și ceva mai târziu, a venit o femeie la mine, m-a căutat la sediu poliției și a să cau pe domnul, da. Uh, și a venit și a zis, uh, domnul comisar, banii ăștia, 200 de lei, zice, vor rămas dumneavoastră când ați fost la bancomat? Trebuie să i ai voștri. Ăla să numără. Wow. Ce s-a întâmplat? După ce el pleca grăbit, a plecat grăbit, s-a urcat în mașină și a plecat, a venit o soră, atenție, din comunitatea Roma. Și o mă la bancomat. Și nu e o femeie bogată, săracă, cu mulți copii. Eu, eu pus cineva pe un card, eu pus niște bani pentru copii. Și s-a dus la bancomat. Și a văzut 200 de lei. Știți ce ar fi zis alții? Doamne, mare minunea ta. Haleluia! Ascultați-mă, ne-ar fi predicat de la Von asta. Ce mare e Domnul! O luat banii, s a dus în bancă și au zis, nu vă supărați, dar banii ăștia au fost acolo. Și au zis, una, hai să ne uităm pe camere. Odată, în fine, este Domnul Comisar, unde îl găsești? Zice, mă duc să-i duc. Unde? La poliție. Și și eu, doamnă aici, Iuliana, care a venit la mine la al și a venit și mi-a dus banii după un ceas. A zis, Iuliana, ești aici, te-am văzut. Și aia zis, da. trebuie să vii aici. O venit femeia săraca, cu capul în pământ, tremura, vreau să spun ceva. A zis, femeia asta mi-a dat o lecție de omenie recunosc, o zis, v-am privit cu multe prejudecăți, dar vreau să vă spun ceva gestul făcut de femeia asta eu nu l-am văzut, e rarisim și lucrez în poliție, ascultați-mă aici, o zis, o zis Doamne Iuliana îți mulțumesc din toată inima și în semn de recunoștință pentru gestul tău eu vreau să-ți ofer ceva, o să o mare un buchet imens de flori și mai era ceva acolo și o zis, asta îl deschizi acasă o zis, poftim Dumnezeu, o zis, să te binecuvânteze pe oameni buni. Ce să mai predici de asta? Ce să mai predici de asta? Dacă, ascultem mă ce spun, dacă un om care nu avea treabă cu Dumnezeu a înțeles că trebuie să fie recunoscător, că nu poți să uiți un bine care ți-a fost făcut, vreau să știi un lucru. Dumnezeu ne învață lecția recunoștinței. Și vreau să-i mulțumim astăzi mai mult decât orice, să fim recunoscători lui Dumnezeu. Să fim recunoscători aici, la masa Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și vreau să ne rugăm, Domnul, intrăm într-o rugăciune de cercetare, ne ne, 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 pocăim înaintea lui Dumnezeu. Vreau să învățăm lecțiile acestea. Oricine fi, general, un simplu, un simplu om, bogat, sărac, Sănătos, bolnav, oricine ai fi. Ascultă-mă ce spun. E o școală a credinței în care Dumnezeu pe toți ne aduce la catedă pentru că vrea să ne învețe lecțiile acestea. Lecția aceasta a, a limitelor trebuie să o înțelegi. Lecția aceasta a renunțării, lecția ascultării și lecția recunoștinței trebuie să le treci. Ascultă-mă, n-ai cum să rămâi repetent la, în școala asta credinței, pentru că trebuie să promovezi acest test, acest examen, pentru că Dumnezeu, ascultă-mă ce spun, toate lucrurile le va răsplăti. Dumnezeu Dumnezeu este un Dumnezeu bun și iubitor. Dumnezeu, ascultă-mă, te trece prin școala asta uneori, te face să te lovești de anumite limite și să înțelegi că tu nu ești Dumnezeu, dar este un Dumnezeu de care ai nevoie și care va dărâma anumite ziduri, va dărâma anumite, anumite blocaje din viața ta, pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ. Vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu, vreau să fim necunoscător și ascultă-mă ce spun, cina Domnului! Ceea ce noi facem astăzi aici, masa aceasta la care vrem să stăm împreună cu Domnul, este o masă de recunoștință. Și a spus Hristos, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și cu alte cuvinte, dragii mei, cina Domnului este, este, acel eveniment lunar pe care biserica îl să sălbătorește ca un act de recunoștință. Ne aducem aminte de moartea lui Isus Hristos, de învierea Lui, de, de, faptul că El a fost generos cu noi, de faptul că El ți-a dat sângele, viața. Ca eu și cu tine să fim mântuiți și eliberați. Glorie lui Dumnezeu! Haideți să ne cercetăm fiecare, să intrăm în această rugăciune.